Biserica noastră s-a aflat astăzi în Duminica Sfinților Români. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Sfânta Maria Urlați din județul Prahova. În cuvântul de învățătură, preafericirea sa a explicat modul prompt în care Sfinții Apostoli au primit chemarea Mântuitorului. Ucenicii chemați de Iisus au simțit că în chemarea Lui nu este o chemare obișnuită a unui om obișnuit, ci este chemarea cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, care exercită asupra omului o fascinație, o convingere, o atracție, chiar dacă nu este înțeleasă cu mintea, simte o putere duhovnicească unică în cuvintele lui Iisus care îi cheamă. El era cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, care a chemat întreaga existență de la neființă la ființă, care a chemat de la neființă cerul și pământul. Și de aceea chemarea sa este irezistibilă. Când i-a chemat pe Petru și Andrei, pe Iacov și pe Ioan, o chemare care s-a adresat nu doar intelectului, ci și inimii și simțirii, încât era o chemare care nu avea nevoie de explicații, pentru că era primită cu toată ființa, deoarece s-a adresat ființei întregi omului, prezentului și viitorului fiecărui om pe care Hristos îl chema să devină ucenic al său. Preafericirea sa a vorbit apoi despre activitatea misionară a Sfinților Apostoli Andrei și Filip pe teritoriul țării noastre și a afirmat că procesul de creștinare a fost unul lent și profund. Această creștinare începută de Sfântul Apostol Andrei și de Sfântul Apostol Filip va fi apoi continuată de misionari creștini, în general veniți din răsărit, dar și de soldați romani care erau creștini, pentru că au fost aduse în Dacia cucerită de Traian în 107, au fost aduși și soldați din Imperiul Roman, două legiuni. Și printre soldați se aflau și creștini. Unii dintre ei au mărturisit credința și au devenit martiri, fiind persecutați. Dar și prin comercianți care erau creștini, o parte din ei. În mod deosebit însă, misionarii care au răspândit Evanghelia lui Hristos pe teritoriul țării noastre au fost răsăriteni care cunoșteau limba greacă, dar și limba latină, populară. De aceea se vede că în rugăciunea Tatăl nostru, care este cea mai veche de origine latină dintre textele noastre liturgice, unele cuvinte provin din latina populară, vorbită de popor, nu de cea cultă. Și, de asemenea, în crez nu se spune că Dumnezeu Tatăl este creatorul cerului și al pământului, cum era în limba latină cultă, ci făcătorul, de la factor factoris, i-a zis făcătorul. Iar Fecioara Maria nu este numită vergură, ci fecioară de la fetiola, care era un cuvânt latin popular. Creștinarea a fost făcută în libertate, nu sub presiune. Și a fost lentă, profundă, nu în grabă, pentru că trebuia ca poporul care se năștea ca popor nou în istorie din daco-romani să fie un popor cu o credință răbdătoare. Părintele Patriarh a vorbit și despre specificul Duminicii a doua după Rusalii. Unele biserici ortodoxe au considerat că Duminica următoare, după Duminica tuturor Sfinților, să fie dedicată Sfinților din neamul respectiv. Și așa mai multe biserici ortodoxe surori serbează în această Duminica a doua după Rusalii, Duminica Sfinților din neamul respectiv. Amintim aici și faptul că astăzi este serbată
și Duminica tuturor Sfinților Atonului, tuturor Sfinților din toate mănăstirile din Muntele Athos. Deci toți Sfinții Atonului, Muntelui Athos, sunt pomeniți la oaltă în această Duminică a Sfinților Români, ceea ce înseamnă că s-a dorit să scoată în evidență și binecuvântarea pe care Dumnezeu a dăruit-o diferitelor popoare și diferitelor regiuni care au odrăslit sfinți bineplăcuți lui Dumnezeu. La finalul cuvântului, preafericirea sa a subliniat că duminica aceasta este comuniunea sfinților români din toate timpurile, cunoscuți și necunoscuți, cei care au fost canonizați de biserică, precum și cei care nu au fost trecuți în calendar, dar care în fața lui Dumnezeu sunt sfinți. După slujbă, întâi stătătorul bisericii noastre a oferit mănăstirii publicații apărute recent la editurile Patriarhiei Române, tămâie din omani și cărți de cult și de teologie. Toți credincioșii au primit din partea prefericirii sale iconițe.